Dinamo reprezintă chiar, fără niciun fel de exagerare, un ceva pentru care merită să simți că iubești cu adevărat. Niciodată să nu renunți. Dacă te uiți în tribune, sunt foarte mulți părinți, da, care își aduc copiii de mici, nu știu, de la 5 ani, de la 6 ani, de la 7 ani. Suporterul din ziua de astăzi a reușit să salveze clubul acesta. Dinamo e o stare de spirit. Într-un moment al fotbalului românesc, în care acțiunile ultrașilor au eclipsat cele întâmplate pe teren, Gazeta Sporturilor țintește să aducă în prim plan povestea unui membru de galerie pentru care violența pe stadioane este o manifestare nefirească, partea romantică a fenomenului fiind un axis mundi. Silviu Ciuhulescu a fost martor al celor mai importante evenimente din istoria recentă a clubului pe care îl iubește încă de la vârsta de 5 ani, Dinamo, fiind chiar elogiat printr-o coreografie 3D de către peluza Cătălin Hâldan. E o poveste cumva tristă. Pentru că părinții mei tocmai ce se separaseră și în prima vacanță de după separare, eu aveam 5 ani, se întâmpla în primăvara lui 71 și acolo unde tata se mutase după separare și mi-am petrecut acea mini-vacanță, am prins un meci. Tata era microbist. Fac o paranteză și spun că nu era dinamovist. Detaliu pe care l-am aflat abia în urmă cu numai câțiva ani. Se pare că a respectat atât de mult statutul meu destul de elaborat, să zicem, de dinamovist, încât n-a vrut să mă deranjeze cu faptul că el era stelist. Tristețea a venit din două motive principale. Unul ar fi faptul că era primul moment în care petreceam timp cu tatăl meu de după separare și al doilea, meciul respectiv a fost pierdut din Dinamo cu 1-0. Din păcate, și n-am fost niciodată curios să aflu sau să rememorez momentul ăla cu cine a jucat, dar intuiesc că era vorba de Craiova. Așadar, a pierdut meciul ăla cu 1-0. Ce m-a frapat și m-a făcut să mă îndrăgostez de Dinamo strict la acel meci a fost albul strălucitor pe care îl vedeam pe ecranul alb-negru al echipamentului purtat de Dinamo și cumva cred că și numele mi-a plăcut, dar în special cred că am empatizat cu victima din acel meci. Faptul că Dinamo pierduse meciul m-a făcut să fiu mai aproape de ei. În fine, și destul de rapid s-a petrecut virusarea. Veneau oamenii pentru că erau interesați să vadă progresul nostru, erau interesați să vadă lupta aceea extraordinară pentru titlu, așa cum ne băteam pentru campionat și pentru cupă. Spectatorul român venea pentru jucătorul crescut în trivale. Cel din Constanța venea pentru jucătorul crescut pe malul mării. Cei pentru Dinamo veneau că au fost jucători generații de-a rândul care preluam de la ceilalți și eram crescuți în groapă, în Ștefan cel Mare. La Steaua la fel, adică veneau și pentru că erau al lor. Era în noiembrie 81 la meciul pe care Dinamo îl disputa cu Inter Milano, Mașa a doua, turul 2, un meci excepțional despre care cred că oricine are referințe și cunoaște atât desfășurarea meciului, care a fost a scorului în special, care a fost una absolut specială.
Meciul cu Hamburg, habar n-am ce să poate spune mai întâi. Sau ce merită enunțat, ce nu. A fost, dacă vrei, un moment în care oricine dinamovit sau cu altă apartenență realiza că Dinamo a devenit o forță. Ce să vă spun de atmosferă? Ceva fantastic, adică s-a ajuns să joci la nivelul acela și cu ce echipe. Gândiți-vă că eram cu Cornel, cu Dinu, el antrenor, am pregătit în așa fel sistemul defensiv că în meciul cu Hamburg de la București i-am prins de 17 ori în offside. Este incredibil ca pe o echipă de un asemenea nivel să reușesc să-i prizi în offside de 17 ori. Am mai avut evenimente din astea și în campionat, când au fost oameni pe pistă, dar nu puteam să batem cornerele. Deci 100.000 în tribune, plus scările, plus pe pistă, și, dar oamenii erau fantastici, iubeau extraordinar fotbalul. Cuplajele astea strângeau în stadion până la ultimul loc, probabil că în jurul a 80.000 de spectatori. Galeriile aveau locurile lor, galeriile fiecarei echipe. Dinamo ființa undeva la peluza întâi și număra, cred că la vremea aia, undeva în jur de 15.000 de oameni, cel puțin. Galeriile erau cumva cele mai numeroase ale dinamoviștilor, Rapidul, Steaua și Sportul, din păcate, nu crea foarte multă emulație în jur. Galeriile erau, chiar de atunci, erau un nucleu foarte bine conturat. Cu plajele bucureștene, fie că eram Sportul Studențesc, Dinamo, Steaua, Rapid, fie că apăruse și Progresul, da? Erau cuplaje care erau așteptate de marele public, veneau și cântau, își încurajau echipele, erau galeriile acelea extraordinar de puternice. O poveste din toată isprava asta lui Ando, în momentul a fost unul care a creat reacții ulterioare, nu? Suspendări pentru omul ăsta, amenzi, spiritul a ceea ce a reprezentat el în momentul ăla ne-a făcut să-l iubim necondiționat până în prezent. Și îl vom iubi mereu, pentru că curajul lui de a se opune printr-un simplu gest făcut într-un mod atât de public și cu expunere uriașă, da? A fost un meci care a fost transmis și la televizor. Mi-amintesc de un episod foarte interesant, pentru că tot m-a provocat. La acel 3-0 din toamna lui 89 din Ghencea, nu mai știu la ce scor, poate chiar la 3-0, un domn care era ofițer de MAPN, deci era îmbrăcat în haină militară, și-a dat jos sacoul, s-a descheiat la cămașă și pe dedesubt avea un tricou cu Dinamo pe care, nu mai știu, mi-amintesc că era roșu și scria ceva cu alb pe el, și a ridicat mâinile cu pumnii strânși și a zis: s-a terminat cu hoția Cancodrii Blăsiei. Deja din 96 lucrurile s-au schimbat radical. Nova Guardia, da. Acolo a luat naștere, cu adevărat, spun eu, fenomenul ultras în galeria lui Dinamo. Ai noștri, se pare că, și nu numai ai noștri, pentru că e clar că existau provocări, se duceau mai mult, s-au dus o perioadă înspre zona huliganismului. De asta și spun că nu-mi face foarte mare plăcere, n-am fost niciodată adeptul violențelor de niciun fel. Însă s-a estompat destul de curând tendința asta, să spunem.
Alminteri, tot parcursul ăsta al ultrășeriei din galeria lui Dinamo a fost una cu un parcurs interesant și mai mult decât atât, în permanență au făcut primul pas către ceva, către un nou. Sau mai bine spus, au dat tonul. Da? Din orice perspectivă, că a fost vorba de coreografii de mare amploare, că au fost, iată și coreografia, prima coreografie 3D din România a fost făcută de galeria noastră. Am considerat dintotdeauna că acolo, în nucleu, au știut să-și facă loc oameni cu un nivel mult peste media suporterului de oriunde, de aiurea. Oameni cu potențial uriaș. Tocmai ce am mai spus deja că aveau un excedent de inteligență și de inventivitate, astfel încât reușeau să ducă nivelul la care ne aflam la un următor pas, dar cu diferențe foarte mari. Iar mesajele pe care reușeau să le trimită prin mesaje afișate sau subliminal, prin coreografii, prin cântece. De asemenea, cred că sunt rezultatul acestei inteligențe ușor aparte. Dacă vorbim despre mândria de a fi fost acolo sau de a fi celebrat ulterior 10 mai 97, pot spune că a fost un moment creat accidental. Deci focul a luat, n-a fost pus cu intenție, da? A fost absolut accidental. De la o torță. De la o torță, da. Evident că s-a profitat de moment atunci și ulterior. Adică au fost tot felul de povești că am vrut să pardem tot stadionul, că nu e chiar așa. Dar însuși faptul că am pătruns pe terenul unei vale cu torțe și cu alte obiecte pirotehnice a fost o izbândă pentru noi. Nu m-am mândrit niciodată cu momentul ăsta, dar nici nu pot să spun că mi-a displăcut atât de mult încât să-l reneg. Cu atât mai mult cu cât, repet, am fost acolo și evident că am fost evacuați, am suportat câteva, mi-amintesc că câteva ore bune, până spre dimineață mi s-au luat amprente, am fost în secția de poliție unde mi s-a făcut un soi de cazier, nici nu mai știu că au trecut atâți ani. Dar am fost ușor speriat. Deși, vezi, eram încă în 97, aveam 31 de ani, eram destul de copt, să spunem. Dar una peste alta și ca să concluzionăm subiectul ăsta, nu este un moment de referință, din punctul meu de vedere, în ceea ce reprezintă galeria lui Dinamo. Aveau încărcătură, aveau miză, erau niște meciuri disputate atât pe teren cât și în tribună destul de aprig. Însă rivalitatea nu era atât de acută cum a devenit după 90. Și atunci când am spus că nu vreau să fiu rătăcios, este că, cel puțin pentru mine, la nivel de suporteri erau neimportanți. N-aveau inspirație să și susține echipa. Și atunci era foarte simplu să îi dominăm la orice capitol. Oamenii ăștia n-au dovedit niciodată că pot fi superior la vreun capitol.
de-aia mă face să-i privesc, nu cu dispreț, dar după o treaptă ușor, ușor mai ridicată decât cea pe care sunt ei plasați. Ideea este că aceste meciuri cu Steaua cumva începeau cam de marți, din săptămâna premergătoare. Pentru că venea marți, erau suporterii care veneau la Săftica să te încurajeze, să te mobilizeze, cumva să dea un pic de, eu știu, de greutate a ceea ce urma să se întâmple la sfârșitul săptămânii. Era motivator și pentru jucători, pentru toată lumea, pentru că toată săptămâna era o concentrare maximă la ceea ce însemna antrenamente, ce urma să se întâmple la meciul de sâmbătă. Și începea de marți, cu cât te apropiai de meci. Țin minte că atunci când am fost în Ghencea, autocarul nostru, când ne-a dus la stadion, a trecut cumva pe lângă țarcul în care erau pus suporterii lui Dinamo atunci în Ghencea. Și cumva simțeai susținerea asta necondiționată a suporterilor și cumva dorința lor imensă de a câștiga pe terenul rivalei. Și lucrurile astea, nu știu, nu prea poți să le descrii așa decât atunci când le simți și ești acolo în mijlocul acțiunii. Moartea lui Cătălin m-a prins la frizer. E o poveste care poate însemna ceva. Pentru mine cel puțin a însemnat și va însemna mereu, pentru că are un detaliu foarte important. Eram pe scaunul pe care frizerul mă aranja și la radio din frizerie s-a auzit această știre. Am rămas perplex. Deja Hâldan era un fotbalist, un jucător, un sportiv care demonstrase că, dincolo de calități, că avea și calități, asta e clar, drâzenia lui, o încăpățânare teribilă. Detaliu care ne-a făcut să-l îndrăgim foarte tare. De ce am enunțat faptul că reprezintă un detaliu important al momentului? Pur și simplu m-am ridicat după scaun și am plecat. Frizeria nu era foarte departe de casă, să zic câteva sute de metri, dar de la frizerie și până acasă am plâns. Spiritul lui Cătălin Hâldan trăiește în continuare, este alături de tot ceea ce înseamnă suflarea dinamovistă. Nu știu, în momentele respective s-a văzut cât de iubit este Cătălin, cât de iubit a fost și Ekeng, pentru că atunci toată lumea și suflarea dinamovistă a fost unită, am plâns unii pe umărul celorlalți. La Roma, mi-amintesc de momentul în care s-a strigat pentru prima dată auh, auh, auh. A fost impresionant pentru cum s-a auzit, pentru că eram foarte mulți. Dacă mi-amintesc bine, cred că am fost vreo 3.000 de români, nu din țară, foarte mulți au venit de acolo, din Roma și împrejurimi, dar și din țară am fost... mulți, foarte mulți. Și în urma acestui moment, acestui strigăt, eu nici acum nu realizez ce s-a întâmplat sau ce a fost în mintea suporterilor lațiali, pentru că s-a făcut liniște deplină, la modul absolut, adică pur și simplu s-a creat o bulă. Nu mai eram decât noi acolo. Preț de câteva secunde bune. Drept pentru care, iată, am simțit să enunț acest moment. Moment care s-a repetat și în tur. Da. Superb. Absolut superb. Deci acolo, în momentul în care aproape tot stadionul, pentru că mi-e greu să cred că a fost mai mult de o mână de oameni care n-au participat la acel strigăt, așa că ne raportăm la niște zeci de mii de suflete care au strigat la unison acest auh,
cel mai tare din istorie. Toată tribuna, bă! Majestate, da, da! Cine tu te... Plus ceea ce s-a întâmplat pe parcursul întregii prime reprize, a fost un moment special, foarte interesant. Din păcate, cu un deznodământ pe care îl resimt și acum și probabil că îmi va crea tristețe ori de câte ori mă voi mai gândi la el. Ceea ce s-a întâmplat atunci în tribune și cine a fost la meciul ăla, cam, cred că a înțeles ce înseamnă spiritul ăsta dinamovis. Pentru că atunci, țin minte, Arena Națională, Lia Manoliu, de fapt, cum era atunci, încă nu era stadionul nou, erau 60.000 de oameni. Probabil că au intrat mult mai mulți. Exact, au intrat mult mai mulți decât de atât și era o atmosferă incredibilă, adică cine a fost acolo pe stadion, indiferent că erai jucător sau că erai suporter, era... cred că cuvântul definitoriu pentru suporterul Dinamo, ceea ce s-a întâmplat acolo și ce emulație era și strigătul ăla care s-auzea atunci cu spartanii și așa mai departe, care se auzea din peluză, era ceva ce, nu știu, se zbârlea pila pe tine, era și ca jucător, simțeai spiritul ăla Dinamo atunci, în momentele alea și dorința imensă a suporterului de a juca în Champions League. În momentul ăla, Slovan Liberec nu reprezenta nici pe departe o forță sau o amenințare în fotbal european. Mi-amintesc că printre cei care au rupt gardul este chiar un prieten de-al meu, un câmpinean, care a forțat el și cu încă un băiat, ei doi au forțat și au reușit să rupă gardul. Frustrarea era foarte mare, foarte mare. Dar... dacă mă întrebi cum a fost, eu am fost, la momentul ăla am fost speriat și jenat, dar nu mi-a anulat dorința de a merge și în retur. Eu am avut, s-a întâmplat conjunctural să devin foarte bun prieten cu Bonetti. Și omul a spus, băi, imaginați-vă că voi, de fapt, știți foarte bine nivelul echipei. A reușit să readucă suporterii cu miile pe stadion. Da? Ceea ce, iată, este un răspuns direct la faptul că, sau confirmarea faptului că era foarte, foarte iubit și bine văzut la echipă. Și acum revin la ceea ce a spus el, nivelul echipei este cu totul altul. A fost un accident, mergem acolo și câștigăm. Am avut o galerie destul de consistentă la Liberec. Și iată, n-am mers numai pentru echipă, ci am mers mai mult în virtutea îndemnului lui Bonetti. Și a ieșit bine. Nu știu dacă mai este încă valabil la nivel de performanță, dar la momentul ăla și niște ani după, Dinamo era singura echipă de fotbal care a reușit să întoarcă un scor de 3-0. Da? În deplasare. Performanță destul de apreciat. A descris perfect, nu știu, ambiția noastră și spiritul nostru de a reuși să răsplătești cumva galeria aia care vin și cântă două ore în continuu acolo pentru tine la meci. Și am fost sub marea aia de oameni, adică, wow, nici nu credeam că se poate întâmpla, se poate întâmpla așa ceva. Uite, vezi, lucruri de genul acesta nu o să-l mai vezi în ziua de azi. Momentul preferat, desigur, e cel în care am fost gratulat pentru întreaga mea activitate de suporter, pânza care mă înfățișa pe mine avea vreo 30 de metri înălțime și mă înfățișa cumva
predând ștafeta celor mai mici, fiilor, nepoților, da? Meci pe care Dinamo l-a câștigat cu 3-1 împotriva Stelei și atunci evident că aia a fost coreografia favorită. Niște băieți care locuiesc pe afară, Franța, Germania, împreună cu alți suporteri din țară, au pus la cale această farsă. Au dat telefoane lui Gigi, l-au îmbârligat, i-au prezentat niște machete. Se știe că propunerea venea pentru celebrarea 30 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor, ceea ce și aici e clar că s-a profitat la maxim, pentru că evident că Gigi în ego-ul lui nemăsurat a spus da, domnule, facem, deci n-a stat prea mult la discuție, s-a oferit să plătească băieții ăștia mult mai deștepți decât el, au spus nu, domne, e plăcerea noastră, drept pentru care și filmul se numește Prima oră e gratis. Era totuși 12 noapte. Nu? Ce să cauți la 12 noaptea să te ocupi chiar și de o coreografie într-un stadion? Paza insista să aștepte până a doua zi dimineață. Practic nu prea mai exista nici timp, dar intervenea factorul riscului. Pentru că pe zi puteau veni mai multe persoane să supervizeze activitatea oamenilor care știau cu precizie ce au de făcut. Da? Se putea devoala cumva, măcar prin prisma culorilor, da? Pentru că pungile conțineau veste albe, roșii și negre. S-a reușit mult peste așteptări momentul ăla, cu acordul și sprijinul nemijlocit de la patron până la ultimul suporter participant la tribuna a doua. Să faci asta mării rivale când e maxim de audiență și toată lumea urmărește acel meci, e cumva un lucru care spune multe despre suportul Dinamo. Eram conducător, eram director sportiv la Dinamo și înainte de meciul împotriva FCSB-ului, galeria apela la foștii jucători sau jucătorii actuali de a vinde bilete. Era un fel de marketing la momentul respectiv și eu chiar am fost și chiar vorbeam cu băieții din galerie și îmi spunea: Danciu, la final decât atât să spui, doar Dinamo București. Dar n-am înțeles ce însemna, știi? Și am dat interviul respectiv acolo în fața stadionului și la final am spus doar Dinamo București. După care vine meciul cu FCSB-ului cu Manchester City și în prima fază mă uitam la meci, dar în prima fază n-am realizat. Și primesc mesaj de la cine? De la Cristi Săpunaru. Și zice: bă, tu vezi ce e pe televizor? Deci atunci nu mi-am dat seama, eram atent la jocul propriu-zis. Și zic: bă, nu, bă, uite-te, bă, mai atent. Și m-am uitat și după aceea am văzut doar Dinamo București. Deci, incredibil, nu mi-a venit să cred. Cred că am învățat să iubesc altfel și altfel. Pentru că, deși sunt un bărbat în toată firea, am simțit în foarte multe momente lângă echipă că dragostea nu înseamnă doar niște sentimente pe care le poți oferi în mod particular unei persoane sau care să se ducă în zone foarte bine definite. Faptul că am trăit sentimentul ăsta de iubire îndreptat către o echipă de fotbal este cu totul și cu totul diferit și special în același timp. Băi, drama cu Ekeng m-a afectat mult mai tare decât drama lui Cătălin. Ne-a afectat. Cred că poate și maturitatea la care noi ajunsesem și nivelul de percepție asupra
sau al dinamovismului nostru în raport cu ceea ce se întâmpla, pentru că, repet, eram într-o perioadă sau după o perioadă destul de îndelungată de încărcări negative, pentru că nu mai reușeam să performăm sub nicio formă, să-ți mai apară și un astfel de moment, o dramă de astfel de proporții, atât de tânăr și el, cu o soție însărcinată. Cred că toate aceste mici detalii au făcut ca drama lui să fie una mare, uriașă chiar. Dacă te uiți în tribune, sunt foarte mulți părinți, da, care își aduc copiii de mici, nu știu, de la 5 ani, de la 6 ani, de la 7 ani. Poate ei încă nici nu au apucat să practice fotbalul, dar îi aduc la stadion. Și cumva reușesc să facă cunoștința asta cu atmosfera pe stadion, ceea ce înseamnă Dinamo, să audă galeria, să vadă o coreografie frumoasă. Și eu cred că ăsta e cel mai potrivit lucru care îl poți face și cumva să poți cultiva suporterului Dinamo chestia asta. Aducându-l acolo, pentru că, ok, el se poate uita acum pe tot felul de platforme de socializare, poate să vadă video, poate să vadă multe chestii, dar în momentul în care tu l-ai adus acolo, trăirile unui copil la vârsta aia fragedă, în care aud o galerie sau, nu știu, aud 10.000 de oameni care cântă ceva sau strigă ceva sau fac un fel de coreografie, cred că e definitorul pentru el, pentru că el cumva o să spună, asta vreau să fac și eu. Adică vreau să fiu unul dintre cei care fac chestia asta. Și atunci cred că asta ar fi cea mai potrivită chestie pentru a să cultivi spiritul ăsta lui Dinamo pe cineva tânăr. Ceea ce aș recomanda eu oricui care e dispus să iubească un club sau o echipă așa cum este Dinamo, ca o recomandare, ca o sugestie, le-aș spune că Dinamo nu este doar cea de acum. Dinamo este istorie, istoria unui club care a produs foarte multe satisfacții. Și aici nu vorbim, sau cel puțin ca dinamovist, nu te raportezi doar la fotbal. Dinamo este în top 10 cele mai bogate în medalii și titluri din istoria planetei, ceea ce mi se pare o chestiune foarte importantă. E o mândrie pe care nu trebuie să o negi. E o realitate, un fapt pe care ar trebui să-l consemnăm cu mândrie. Și atunci revin și spun că Dinamo, nefiind doar cel de acum, ci cel de pe, începând de la vremurile în care Pârcălab sau Frățilă sau Ozon sau alți mari jucători sportivi uriași, un Pațaichin, un Alexe, boxerul, medaliat olimpic, un Dumitrache, un Dudu Georgescu, da? Un Radu Nunweiler, un Dinu, un Lucescu. Haideți să ne oprim aici. Aș putea să enumer din generație în generație. Nu trebuie să uităm Nelu și Lică Nunweiler, nu trebuie să uităm Popa, nu trebuie să uităm Datcu. Și o întreagă pleiadă de sportivi uriași pe care i-a dat clubul ăsta ar putea îndemna pe oricine să, nu neapărat să se mândrească cu asta și în această virtute să devină dinamovist, ci să se gândească că istoria clubului ăsta nu se oprește aici. Cu toți ne facem speranțe și avem așteptări și atunci Dinamo reprezintă chiar, fără niciun fel de exagerare, un ceva pentru care merită să simți că iubești cu adevărat și să te bucuri la orice emisie pe care ne oferă. Fie ea chiar și o înfrângere. Această echipă ar fi fost moartă dacă n-ar fi fost suporterii.